Fromaj fabricat în Moldova este afacerea inițiată de Thierry Ernst pentru producerea cașcavalului francez din produse autohtone. Thierry Ernst, împreună cu familia, este de 10 ani stabilit cu traiul în Republica Moldova, timp în care a reușit nu doar să creeze o proprie mică Franță, dar și să dezvolte numeroase proiecte sociale, oferind ajutor multor persoane nevoiașe din Moldova. Eu am fost prima dată în Moldova în 93 pentru ajutor umanitar. Eu am fost în sud din Moldova, la Gura Galbene, și eu am fost pentru Crăciun, perioada de Crăciun, în iarna. Et eu sunt în dragostea LPD din Moldova, este ambiance, este tradiția, este tot frumosă. Și eu revenit, după un an vitolit, eu revenit tot cu ajutor umanitar și eu revenit fiecare an cu ajutor umanitar. După care a urmat perioada în care revenea în fiecare an în Moldova pentru a dezvolta proiectele sociale, însă a constatat că este greu să le dezvolți la distanță. Astfel, împreună cu familia, a luat decizia de a se întoarce la țara de proveniență a soției, Moldova. Eu vorbesc cu soția mea, unul a avut un restaurant în Franța. Eu spus, eu propus, noi vândut restaurant cu prețul bun, de care nu putem vândut, ne plecăm în Moldova. Et à chaque instant, moment, parce que nous potem nous avons vendu ce restaurant, coup prix et sous bon, et nous potem plaque en Moldova. Mais trouvez où il était comme Far West, comme America, il était zone où il était possibilité et pécat moldovan fug d'une Moldova, plaque en Europe, à chaque instant pécat, mais trouvez où, en tout cas, Moldova, il était mul possibilité, nous potem se faire cheva. Et à chaque eu fost în Moldova pentru că eu cred în Moldova, eu cred adevărat în Moldova. Cașcavalul a apărut drept o necesitate proprie, care s-a adeverit a fi solicitată de către moldoveni. Noi facem prima cașcaval și noi avem făcut degustația, e mult prietenie așa, și noi am văzut repede cașcavalul nostru îi place. Noi avem început cu degustația. Și noi avem făcut 6 ani întrecut, este ziua de Europa și ambasada de Franța facem invitația și noi putem face degustația, se fac degustația cu mare populația. Și noi avem făcut degustația și noi avem tot vândut. Et si nous avons vu qu'il y a des clients, au moment où nous avons vu qu'il y a des clients en Moldova pour notre cachcaval. À ça, il y a des moments où il y a des sigures pour nous, nous pouvons se faire quelque chose. Nefiind specialist în producerea cașcavalului, Thierry Ernst a studiat minuțios tehnologiile de producere pentru a-și realiza ideea în satul în care s-a stabilit cu traiul, Horodiște. Eu nu sunt profesional. Când am fost în Moldova, e 10 ani întrecut, eu nu cunosc tehnologia pentru cașcaval. Eu am fost în Franța pentru invest tehnologia, eu lucrez, noi facem mult cașcaval. Este problem pentru că noi avem început cu cașcaval cu gust mai intens, maturat mult timp. Așa este ideal pentru Franța, dar în Moldova este complicat. Noi avem făcut repede cașcaval cu timp de maturat scurt, cu gust ușor. Așa, prima dată, pentru că pentru o parte din Moldova este complicat cașcavalul nostru. Și este nu avem tot în Moldova pentru a face cașcaval francez, este casa cu belge, cu condiția ideală. Nu este foarte. Nu am avut adevărat dificultate pentru să început să faci cașcaval. Și Horodiște este un sat foarte frumos, în zonă turistică, cu canion, cu cascade. Eu cred este d'autres, este Franța, Elveția, pot Italia, où este adevărat cultura din cașcaval. Dar eu am avut surprise pentru că în Moldova este cultura din cașcaval. Mancat mult cașcaval, este brânza, așa, diferit, cașcaval nu este maturat. Cașcaval nostru este maturat. Noi avem multe clienți calatorii în Franța, în Italia și revenit și descoperit cașcaval în Franța, în Italia, Elveția și revenit în Moldova, doriți să comparat pe loc. Și așa noi avem multe clienți pentru cașcaval. Așa este surpriză, tot nivel, noi avem clienți pentru cașcaval nostru.
Diferențele gastronomice nu au reprezentat un impediment, ci au servit drept catalizator de idei. Astfel a apărut cașcavalul artizanal produs după tehnologie franceză în Moldova, după o rețetă creată pentru Moldova. Eu am făcut o cașcaval special pentru Moldova. Este cașcaval cu busioc și usturoi. L-am văzut, este busioc și usturoi, este foarte popular în Moldova. Et ils ont fait, non, existe une frontière cachcaval acha. Et nous avons fait peintre Moldova. Et je crois acha, il est à dévalat cachcaval di fel frances din Moldova. Mais le crème d'eau fel di cachcaval, cachcaval di capre, chi cachcaval di vac. Acha, il est cachcaval di capre. Et chi nous fait chem cachcaval prospect. Il est alto fel, il est limba, il est branza, branza cu condiment. Așa este tom, este cașcaval maturat în beci, 2 săptămâna, 3 săptămâna. Noi avem cașcaval aici, este cașcaval spalat. Noi spalem fiecare zi cu apa, cu sare. Așa este cașcaval cu gust ușor, foarte gustos topit pentru persoană. Așa nu este miros, nu este miros tare și nu gust intens. Încă din primele etape de inițiere a acestei afaceri, printre principiile de bază stabilite de fondator au fost onestitatea, corectitudinea și convingerea fermă în resursele de care dispune acest loc. Eu cred prima ceva, când am fost în Moldova, noi avem refuzat corupția. Așa este prima ceva, noi suntem drept. Pentru autorizația, noi avem avut tot autorizația pentru cașcaval. Autorizația noastră este curată, așa este prima ceva. La doi, eu cred, trebuie iubesc populația, iubesc om, iubesc sat unde noi lucrăm, iubesc Moldova. Așa este important. Fromaj fabricat în Moldova nu este o simplă afacere generată de pasiunea pentru cașcaval. Aceasta este o ocupație de suflet printre numeroasele activități care pornesc din dragostea față de oameni și dorința de a-i ajuta. Terry Ernst vede dezvoltarea acestei afaceri prin dezvoltarea comunității din care face parte. Aici noi vândem miere, noi căutăm mic producător cu calitate bună de produs bio. Așa este, noi vrem lucrez cu firme mare. Noi avem proiect deschis fabric de silop și de dulceața la Rodiște Lezina cum model de fabric de cașcaval. Noi comparăm fruct în populația cu prețul bun și noi facem dulceața pentru combinat cu cașcaval. Așa este vitorii proiect nostru, noi lucrăm pentru așa, pentru deschis fabric de dulceața și de silop. Obiectiv nostru nu este bani. Noi avem nevoie de bani, dar nu este obiectiv. Noi vrem dezvolta ajutor, noi vrem dezvolta proiect social. Și așa este foarte interesant, lucrez pentru așa. Acum noi ajutăm 15 familii cu compalat lapte fiecare săptămâna în sat. Și așa noi suntem foarte bucuros de așa și noi vrem dezvolta așa. Noi lucrăm, noi avem ajutor familii cu femei sigur cu băieți handicapați. Et nous avons fait un cadeau de l'Ivac, si nous comparons l'apté pour la fabrique de cachcaval, d'autres îles pour Sapnana, si Ramas est un patron de famille. Et à ça, il y a cette fin de Boukoulos pour que Bayette, une plage moult l'apté, ou Orez. Et nous faisons notre date ban, nous comparons l'apté, si Bayette handicapat, pot mancat, Orez ou l'apté. Il est simple, mais il y a moult émotion. Bayette, nous ajoutons déjà des échecs à notre côte. I-am văzut evoluat și așa eu sunt bucuros. Bucuros de noi putem să facem cu cașcaval. Este proverb, herbe verde mai gustos mai depart, mai bun mai depart. Eu cred, pentru meu, eu spus fiecare timpul, este bogat Moldova, multă posibilitate, multă ceva, este fruct, este carne, este lapte. Noi avem multă posibilitate în Moldova. Eu am fost deja 10 ani în trecut pentru Treiasca. Nu știu de ce, pentru că nu știu de ce, nu pot răspunde precis, dar eu știu de ce eu sunt în Moldova, pentru că e multe proiecte, multe posibilități, noi avem făcut deja ceva din frumos în Moldova.